A reînceput campionatul național de volei masculin din divizia, unde CSM Câmpia Turzii a primit vizita echipei Volei Municipal Zalău. Echipa zălăoană s-a impus cu scorul de 3-0 la seturi și obține 3 puncte în confruntarea cu echipa ghirișană. Momentan, echipa din Zalău ocupă poziția a treia cu 26 de puncte, în timp ce CSM Câmpia Turzii mai pierde încă un meci, trecând la palmares acest sezon negru pentru sportul local. Situația CSM Câmpia Turzii este una gravă. Echipa nu a mai câștigat din 10 aprilie 2019, atunci când a învins Universitatea Cluj. Problemele financiare și managementul dezastros se resimt în cadrul clubului și, spre surprinderea publicului prezent la acest meci, din lotul numeros pe care l-a afișat CSM Câmpia Turzii la începutul debutului în divizia, astăzi au fost în lot exact 7 jucători. De cealaltă parte, ca o paralelă, Volei Municipal Zalău s-a calificat în optimele de finale ale Cupei Challenge după o victorie obținută în 3 seturi în fața echipei daneze Gentofte Volei. Shooting stars above the sea.